cea care va sări acum, Miriam Pascu de la Șoimi Sibiu. E mezina acestei competiții, 15 ani împliniți pentru această fată. Să vedem acum în concursul mare cum se comportă. Calcă pragul, evident, și mai așteaptă, ca și în cazul probei de aruncare a greutății, primele 8 sportive după primele 3 tentative rămân în concurs pentru încă 3 sărituri. Așadar, 12 spuneam, dintre care 4 vor părăsi competiția. Pascu are în față viitorul, rămâne la latitudinea ei în ce măsură îl va... În cadrul secund am văzut-o și pe Constantina Diță, campioana olimpică a României la proba de maraton. Vorbind la telefon, acum spuneam că lumea bună e în jurul gimnastic, în jurul atletismului și în jurul acestui eveniment important. Acum Miriam Pascu de la Sibiu, Pascu calcă și vedem dacă poziția 10-a pentru ea, insuficientă însă această comportare astăzi ca să-i permită, iată, să depășește, din câte îmi dau seama, pe Ciurea, îi fură locul al 5-lea, Miriam Pascu de la Șoimi Sibiu. Miriam e la 15 ani o certitudine, o promisiune, rămâne de văzut dacă și o certitudine. A călcat acum, așa e, se vede lesne lucrul acesta, a călcat cea de-a doua săritură, rămâne pe 9, așadar Miriam Pascu și privirea ei senin.